Doamnelor și domnilor, bine v-am reîntâlnit la buletinul știrilor de la Făgăraș. Sunt Bianca Rădbășan. Accident tragic ieri, în a treia zi de Paști, un bărbat a căzut în gol de la etajul 7 al unui bloc turn din cartierul Tudor Vladimirescu și a murit pe loc. Tragedia s-a petrecut după ce omul a băut un pahar cu rudele sale pe care tocmai le vizitase. Nimeni nu știe cum bărbatul s-a putut dezechilibra și s-a prăbușit pe casa scărilor. Vecinii l-au găsit fără suflare și au sunat la 112. Maricel Negri avea 56 de ani și locuia singur la etajul 4 al unui bloc turn din cartierul Tudor Vladimirescu. Ieri, în a treia zi de Paște, a plecat în vizită la niște rude care locuiesc 3 etaje mai sus. După ce au petrecut câteva ore, omul a dat să coboare către locuința sa. Vecinii spun că au auzit o bubuitură puternică și au ieșit să vadă ce se întâmplă. Casa scărilor era plină de sângele bărbatului, care în cădere s-a izbit de balustradă. Cum a întrebat și eu vecinii? Nu știu când am auzit, clar, nu cred. Nu știu exact să vă spun. Aici, la etajul 4 locuiești el. Om de serviciu, corect, cu oameni, om de scandal, om bețiv, nu, cum se ia de o mine, O cara, o prost, știu treaba asta. Dar ce s-a întâmplat, nu știu. Ce vârstă? 56 sau 57, așa ceva. Cu o fibiot undeva, nu pot să știu, că dacă nu-l luat, ce să zic, da, nu pot. Nu pot. Nu știu, frate, soror, dacă avea, nu știu, atâta știu că era de omenie. Păi de 25 de ani aici l-am găsit. E, de mult. Ce să-i faci? Păcat de omul ăsta, pe cuvânt. Bărbatul lucra la Upruc și vecinii spun că, deși stătea singur, nu deranja pe nimeni. Era politicos cu toată lumea și nu era cunoscut de locatari drept o persoană agresivă sau care consuma alcool. Oamenii bănuiesc faptul că singurătatea l-a împins să întreacă măsura acum de sărbători și că, amețit fiind, s-a dezechilibrat și a căzut în gol. Iar polițiștii au efectuat primele cercetări la fața locului și au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte în care s-a produs tragicul accident. Cadavrul bărbatului a fost depus la morga spitalului lui Făgăraș. Au mâncat prea gras și au băut prea mult. Cu aceste suferințe au ajuns la urgențe în zilele de sărbătoare cei mai mulți făgărășeni. Medicii au acordat asistență de specialitate la peste 100 de pacienți care au întrecut măsura de Paști. Doctorii au lucrat la foc continuu, au tratat crize de fiere și au stins arsurile provocate de alcoolul consumat peste măsură. Prea multe ouă roșii, salată de băuf, friptură de miel sau de porc prea grase. Într-un cuvânt, mâncare grea cu care fierea și stomacul nu sunt obișnuite în fiecare zi. Pe lângă aceste afecțiuni, la spital au ajuns și persoane bolnave de inimă care pe fondul abuzurilor culinare sau de alcool au făcut crize cardiace. Medicii făgărășeni de la urgență au avut de lucru, nu glumă, câte 40 de pacienți pe zi pe toată durata sărbătorilor de Paști. S-au prezentat în jur de 115 pacienți în cele trei zile de sărbătoare, predominant patologie legată de abuzul alimentar și abuzul de alcool, însoțită de patologie respiratorie și cardiacă. Doctorii susțin că de fiecare dată de sărbători recomandă populației să fie cumpătată. La masa tradițională să consume alimente cu măsură și alcool de asemenea. În plus, îi sfătuiesc să facă mișcare, plimbări în aer liber și chiar sport. Medicii de la urgențe mai spun că sunt obișnuiți să aibă de-a face și cu cazuri banale, când pentru orice stare de disconfort, cum ar fi, de exemplu, o balonare, o înțepătură la stomac sau la fiere, oamenii dau buzna la urgențe. Specialiștii sunt însă bucuroși că în acest an de Paști nu au mai văzut pe holuri scandalagii cu capete sparte. În schimb, au ajuns la consultații persoane care au băut peste măsură și li s-a făcut rău. Zi de mare sărbătoare pentru militari, de Sfântul Gheorghe, ocrotitorul armatei, se celebrează Ziua Forțelor Terestre. Centrul de pregătire pentru infanterie și vânător de munte de la Făgăraș a deschis larg porțile pentru vizitatori. Cei mai mici dintre ei, elevii de școală generală, s-au bucurat din plin de această acțiune. Elevii școlilor din Făgăraș s-au transformat pentru o zi în mici apărători ai patriei și curioși au îndreptat tirurile întrebărilor către militarii care i-au ghidat spre standurile expoziționale deschise în incinta Centrului de Pregătire pentru Infanterie și Vânător de Munte. Studiat toate armele și am învățat despre ele. Eu am tras cu ele. Că am învățat cum se trage cu ele și cum arată. Am învățat să trag cu armele, am văzut alte feluri, costumuri. Mi-a plăcut că am vizitat
am fost la muzeu și da, și ne-am distrat foarte mult. M-am învățat ofițerii și soldații. Mie mi-a plăcut că am tras cu pușca, mi-a plăcut când am vizitat muzeu. Are armele, cu felul în care le-a prezentat, nu știu, sunt interesante, așa, m-ar tenta să fac armata. Baza de pregătire a carierei militarilor a fost astăzi gazdă primitoare pentru toți făgărășenii dornici să o viziteze. A fost ziua porților deschise, acțiune dedicată sărbătorii forțelor terestre, celebrată pe 23 aprilie de Sfântul Gheorghe, considerat patronul spiritual al militarilor. Astăzi, la Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte Constantin Bâncoveanu, sărbătorim evenimentul Ziua Porților Deschise, un eveniment special de dedicat zilei forțelor terestre, sărbătorită cu ocazia aniversării zilei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este ocrotitorul și stâlpul nostru moral al forțelor terestre. De asemenea, la acest eveniment sunt bucuroși că participă elevi din instituțiile făgărășene, au participat invitații ai reprezentanții ai instituțiilor locale, ai administrației publice locale, părinți, soții, copii, ai angajaților instituției noastre. Garnizoana din Făgăraș este deschisă publicului larg cu ocazia sărbătorilor naționale ale celor ce marchează activitatea Centrului de Pregătire pentru Infanterie și Vânători de Munte, de Ziua Armatei sau atunci când se comemorează eroii neamului. La activitatea desfășurată astăzi la Făgăraș au fost invitați reprezentanții autorităților publice locale, cadre militare în rezervă și în retragere, veterani de război, elevi ai școlilor din oraș, dar și cetățeni ai orașului și ai zonei. Acțiune caritabilă a tinerilor social-democrați cu ocazia sărbătorilor de Paști. Mai multe familii nevoiașe din orașul nostru au primit pachete cu alimente pentru masa tradițională. Oamenii s-au bucurat și au primit darurile cu lacrimi în ochi. Cu o zi înainte de marea sărbătoare a Paștelui, câțiva tineri ai organizației Tese de Făgăraș au bătut la ușile unor persoane nevoiașe și le-au oferit pachete cu alimente pentru a pregăti masa tradițională. În preajma sărbătorilor pascale, organizația PSD Făgăraș face o bucurie oamenilor cu probleme de sănătate și vârstnici printr-o acțiune de caritate. Oamenii au rămas plăcut surprinși de gestul tinerilor și au primit pachetele cu lacrimi în ochi. Biruiți de greutățile zilnice ale unui trai scump, bătrâni și bolnavi, făgărășenii s-au bucurat nespus de faptul că s-a gândit cineva și la ei. Din partea PSD, o mică atenție, din partea domnului Butelor. Nu se apică, da? Mai eu zic că vin pe aici. Mulțumim, mult de tot. Cu plăcere, sărbători fericite. Mulțumesc. Și ce să vă zicem, multă sănătate. Din partea PSD Făgăraș, v-am adus un mic pachetel. Mulțumesc frumos. Sărbători fericite. Mulțumesc, sănătate. Sărbători fericite. Se vădează mult sănătate la toată lumea și la toți cei fericiți cu totul. Asemenea și... Mulțumesc mult de tot. Paște fericit. Să rămână. Să de partea noastră, de tinerilor, ce am putut să facem și vă rog să fie fericite și, și multă sănătate. Să rămână. Mulțumim foarte frumos, ce să-ți hai așa după aia. Să fie mai bine cu PSD. Păi da. Nu este pentru prima dată când tinerii social-democrați se îngrijesc de soarta unor familii nevoiașe. Ei au împărțit daruri și de Crăciun, dar și pachete cu rechizite pentru copii cu o situație materială precară. Organizația de tineret social-democrată este pregătită și pe viitor să ajute pe cei în suferință. Va organiza în continuare acțiuni de caritate, iar beneficiari vor fi copii și bătrâni fără posibilități materiale. Zeci de credincioși ortodoxi au venit ieri la Biserica Sfânta Treime din Făgăraș pentru a se închina la cinstitul cap al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Cel mai mare mitropolit al Ardealului a fost canonizat în 2011 și va fi pomenit în fiecare an, în 30 noiembrie, odată cu Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Biserica Sfânta Treime din Făgăraș s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru credincioșii care au venit la slujba din a treia zi de Paști. Liturghia a fost oficiată de înalt preasfinția sa, Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Hristos, Hristos,
Ne aflăm astăzi în a treia zi a sărbătorilor pascale, a Învierii Domnului. Zi în care Biserica continuă să ne descopere realitatea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos printr-o pildă specială, deosebită. Deja de prima zi, la slujba pe care am făcut-o, care este de fapt vecernia zilei următoare, noi o numim a doua înviere, vecernia din Duminica Pascală. Evanghelia ne arată prima arătare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o ucenicilor săi. Spre seară, Mântuitorul, când ucenicii erau închiși de frica iudeilor, a intrat prin ușile încuiate. Este prima mărturie, sau a doua, dacă vrem, prima a fost ieșirea din piatra pecetuită, iar a doua, intrarea în casa unde se aflau ucenicii. Sărbătoarea a fost marcată de un eveniment important pentru enoriașii acestei parohii. În lăcașul de cult a fost adus cinstitul cap al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, cel mai mare mitropolit al Ardealului, canonizat acum 3 ani, iar oamenii au trecut pe lângă raclă ca să se închine. Andrei Șaguna a fost mitropolit al Ardealului între anii 1864 și 1873. Fiind aplecat către lumea cărților și a studiului, mulți se așteptau să înceapă o carieră în lumea laică, dar și-a îndreptat pașii spre teologie. A împletit studiul cu credința și a tipărit mai multe manuale școlare. A îndrumat întregul învățământ românesc. A înființat aproape 800 de școli în Arhiepiscopia Sibiului. Andrei Șaguna a înființat mai multe fundații la Arhiepiscopie, din care se acordau burse unor elevi și studenți meritoși. La îndemnul lui, avocatul Emanuel Gojdu a creat o fundație din care să se acorde burse pentru elevi, studenți, dar și meseriași. S-au acordat peste 5.000 de burse până la unirea din 1918. Ediția de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă reamintesc că ne puteți viziona și pe internet, pe site-ul nostru impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, urmăriți emisiunea Nova Special. Rămâneți cu bine!